Doamne, suntem strânși aici la oaltă, nu la un test, nu ca să bifăm, să evaluăm ce se întâmplă, să evaluăm programul la care ne-am strâns. Suntem aici ca să-ți auzim cumva vorbirea, să-ți ascultăm inima, bătăile inimii tale și de aceea, Doamne, te rugăm să desfințești pe fiecare astăzi. Nu ne putem aștepta ca Tu să ne vorbești dacă gândurile noastre sunt zgomotoase și nestăpânite. De aceea, Doamne, Te rugăm așa de mult, ajută-ne să ne focalizăm, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt ca să nu ne gândim la altceva decât la prezența Ta, la ființa Ta. Să căutăm să-Ți auzim vorbirea după cum avem nevoie. Doamne, Te rugăm acest lucru în numele Domnului nostru Iisus Hristos și încă o dată, sufletul nostru este prea mic ca să Te găzduiască. Lărgește-ne-l, Doamne. Iisuse, Te iubesc mai mult. Haideți să declarăm acest lucru în cântare cu toții. Amin. Tu nu poți fi în locul ești.
declarat Domnului nostru că este tot ce avem. Haideți să ne așezăm în liniște cu toții și să ne vorbească inima. După o astfel de declarație, dacă cumva nu este adevărată, dacă cumva am declarat prin cuvintele noastre, Doamne, ești tot ce am și de fapt înăuntru nostru știm că nu este, haideți să ne luăm un moment de liniște, pentru că până la urmă ascultarea nu este atât de mult vorbire cu Dumnezeu, cât auzirea vocii Lui. Și haideți în liniște fiecare dintre noi să lăsăm inima să ne vorbească, să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne curățească. Și acolo, în liniștea inimii noastre, să ne verificăm viața. Rugăciunile noastre încep prin a-i vorbi lui Dumnezeu și apoi ar trebui să continue prin a-i asculta vorbirea ce are El să ne spună nouă. Tocmai de aceea să ne întrebăm fiecare: Doamne, Te iubesc eu mai mult decât orice pe acest pământ? Nu-i foarte sigur. Și dacă nu-i foarte sigur că Îl iubim mai mult decât orice, haideți să folosim timpul acesta ca să ne cerem iertare și să cerem putere de la El să o și facem în umblarea noastră din fiecare zi. Dumnezeu ne va putea vorbi doar în măsura în care facem liniște. Doamne, Te rugăm frumos, niciun gând străin să nu fie în mintea noastră. Doamne, Te rugăm frumos puterea să ne focalizăm pe Tine în timpul ce ne stă înainte. Cucerește-ne inima și mintea ca să Te vedem doar pe Tine, să-Ți ascultăm un cuvânt aici, un cuvânt acolo, care să ducă la vibrarea inimii noastre. Și abia așa, curățiți, recunoscându-ne starea, recunoscându-ne că suntem doar țărână, rugându-L pe Dumnezeu să ne aprecieze tânjetul inimii noastre de a-L iubi mai mult decât orice, de a fi tot ce avem, așa putem să înălțăm numele. Și toți cei care vor să înalțe numele, care vor să strige acest lucru, și pot să o facă în picioare, să se ridice în picioare. Cei care o pot face șezând, să aibă toată libertatea să șadă. Dar vrem, Doamne, să-Ți facem următoarele declarații din toată inima, indiferent de poziția pe care o adoptăm. Doamne, numele Ți înalți. Haideți să-i cântăm Domnului astfel. Yeah.
Psalmistul în psalmul 116, așa și începe psalmul. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Haideți în minutele care urmează să ne rugăm Domnului cu voce tare. Haideți să nu permitem eșecurilor noastre să urce mai sus de genunchii noștri. Haideți să venim înaintea Domnului cu cererile noastre de toate felurile. Să nu uităm pe mama lui Corneliu, paralizată pe jumătatea dreaptă. Să nu uităm pe Cristi Țepeș, familia lui și prietenii lui și poate tot impactul pe care l-a avut în țara noastră. Haideți să ne gândim la ai noștri. Haideți să ne gândim la viața noastră. Haideți să venim cu rugăciuni de căință și de mijlocire și de cerere aici la oaltă ca și familie. Haideți să nu lăsăm ca eșecurile noastre să urce mai sus de genunchii noștri. Ne rugăm Domnului. Iubesc pe Domnul, căci El ascultă glasul meu și cererile mele. Amin. Împăratul nostru este plin de splendoare și prin faptul că ne ascultă cererile și rugăciunile. Haideți să-i cântăm această splendoare. Oh,
Dumnezeului nostru, a creat pentru noi, a pregătit pentru noi și un astfel de loc în care ne putem întâlni. Psalmul 116 continuă cu un strigăt. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine, față de noi? Vom înălța paharul izbăvirilor și vom chema numele Domnului. Haideți să facem lucrul acesta în semn de dedicare, în semn de mulțumire și dedicare acestei săli, acestei clădiri până la urmă, pe care Dumnezeu a pregătit-o și pentru noi. Îl rog pe fratele Popa să aducă o astfel de rugăciune de dedicare. Acum înțeleg mai bine ce înseamnă să fii călător și peregrin pe acest pământ. În 2 luni de zile suntem în a treia locație și aș vrea, Doamne, să-ți mulțumim pentru această locație. Aș vrea să o punem în mâna Ta și să cerem mâna Ta cea puternică de Tatăl și să o binecuvintezi, Doamne. Cerem un har deosebit în acest loc, ca oamenii să Te cunoască pe Tine și să înalțe numele Tău. Te rugăm pentru toți prietenii care vor veni aici să zică cu adevărat aici, cu adevărat aici e casa lui Dumnezeu. Aici e Dumnezeu prezent, Doamne. Te chemăm în numele Domnului Iisus, Tată bun care ești în ceruri. Arată-ți puterea, arată-ți slava, arată-ți gloria. Duhule Sfânt, manifestă-Te în această adunare, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru bunăvoința oamenilor care ne-au permis ca să stăm aici o vreme, Doamne. Te rugăm să-i binecuvintezi cu viață veșnică, Doamne. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și binecuvântăm numele și spunem, mărit să fie Domnul, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Ce mare ești Tu, bontă ce mare. Stop.
arăt. Un ziar. Un radio. E un radio în variantă mai modernă, mai micuț. Un telefon. Așa. Și niște scrisori. Oare de ce le-am adus? Ia spuneți-mi voi, ce credeți că au în comun toate aceste lucruri? Sua. Ne dau informații, altceva. Putem comunica cu ele foarte bine. Toate aceste lucruri ne ajută să comunicăm. Să comunicăm cu cei din familia noastră, să comunicăm cu cei din jurul nostru, să aflăm informații. Dar ia spuneți-mi voi, care din lucrurile astea le folosim ca să comunicăm cu Dumnezeu? Nici una. Foarte bine. Dar cum comunicăm cu Dumnezeu? Prin rugăciune. Foarte bine. Și prin Biblie, dar prin rugăciune. Rugăciunea este modul prin care noi putem comunica cu Dumnezeu. Și știți de ce este cel mai deosebit mod? Pentru că putem să-L folosim oriunde, nu avem nevoie nici de semnal, nu avem nevoie nici de baterie sau de curent, nici de hârtie. Putem să o facem oriunde și oricând. Cineva spunea că este în Biblie un verset care se numește numărul de telefon al lui Dumnezeu. Ați auzit de el? Este un verset pe care îl găsim în Psalmul 50:15. Cineva șoptește, cred că. Și versetul spune așa: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Da, e un fel de număr de telefon, da. Dar știți ceva? Rugăciunea nu e doar atât. Am citit undeva un lucru care spunea că rugăciunea este respirația sufletului. Putem trăi fără să respirăm? Nu putem trăi fără să respirăm. Eu cred că tot așa cum trupul acesta nu poate să trăiască fără să respire, nici sufletul nostru nu poate să trăiască fără rugăciune. Așa că nu uitați, niciun lucru nu este prea mic sau prea mare pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu ne îndeamnă în cuvântul Său să ne rugăm neîncetat. Amin. Amin. Să vină să se roage astăzi pentru ziua aceasta și pentru ce urmează să facem la grupe și pentru ce urmează să facă cei mari aici. Avem vreun voluntar? Sau vă voluntariez eu? Doamne Iisuse, ajută-mă să... Nu, ajută să fie o zi bună, să putem merge la grupe, să ne ajuți la să ascultăm vocea ta. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim pentru că am putut veni la biserică. Ajută-ne să facem voia ta și să te chemăm în sufletele noastre. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă nu vă veți face ca niște copilași cu niciun chip, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și avem câte ceva de învățat de la ei. Mulțumim frumos, copii. Vă invităm să mergeți la grupele voastre.
Doamne, de-ar fi aceste cuvinte adevărate în viața noastră în fiecare zi. Doamne, te rugăm frumos, acum, înainte de a încerca să învățăm câte ceva de la Tine, te rugăm frumos, Doamne, să ne pregătești mintea și inima ca să înțelegem și mai mult decât atât, să începem să practicăm. Ajută-ne, Doamne, și vorbește-ne Tu. Amin. Pe fratele păstor vorbind despre rugăciune, cea mai completă rugăciune o găsim la masa Domnului. Aici la masa Domnului găsim cea mai completă rugăciune pe care fiecare din noi putem să o facem. Aici îi mulțumim lui Dumnezeu că ne l-a dăruit pe Domnul Iisus Hristos și spunem: Doamne, îți mulțumim că Te-ai frânt pentru noi. Aici, la masa Domnului, îl adorăm și spunem: Doamne, niște păcătoși care suntem ca noi, Te adorăm că ai privit cu milă spre noi și ni Te-ai dăruit nouă. Aici, la masa Domnului, ne cercetăm fiecare din noi. Aici ne cercetăm și ne coborâm în noi înșine și vedem ceea ce suntem și spunem: Doamne, n-avem niciun merit, meritul este numai al Tău. Aici, la masa Domnului, când stăm în fața pâinii frânte, aici stăm și trebuie să iertăm din toată inima. Când stăm în fața cinei Domnului, stăm și spunem: Doamne, suntem aici datorită harului Tău. Suntem aici datorită faptului că Tu l-ai revărsat, ai dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. Cea mai completă rugăciune este la masa Domnului. Doamne, îți mulțumim că și astăzi ne faci cinstea să ne inviți la masa Domnului.
Atunci când Apostolul Pavel vorbește despre cina Domnului, Apostolul Pavel avea multe gânduri, avea multe îndemnuri, avea multe sfaturi pentru biserică, dar când vorbește de masa Domnului, de cină, de împărtășanie, el spune că ce-am primit de la Domnul lucrul acesta. Și anume că Domnul Iisus Hristos, în noaptea când a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a dat-o, a împrăștiat-o și a spus, mâncați toți din ea. Pâinea aceasta ne amintește de trupul frânt al Domnului Iisus Hristos, acolo pe crucea din mijloc. Acolo Domnul Iisus Hristos s-a frânt pentru mine și pentru voi, ca noi să avem viață. Și astăzi să putem să întindem mâna și să spunem, Doamne, îți mulțumesc. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îți mulțumim că te-ai frânt acolo pe cruce în locul meu și în locul fraților și a surorilor, Doamne, ca noi să avem viață, Doamne. Și Tu astăzi ne spui că cine nu mănâncă din pâinea aceasta și nu bea din vinul acesta, nu are viață, o viață din Dumnezeu. Te rugăm, Doamne, dă-ne harul acesta. Învrednicește-ne, Doamne, ca să mâncăm din pâinea aceasta și să bem din paharul acesta. De aceea te rog, binecuvântează pâinea aceasta, Doamne. Doamne, te rog pentru prietenii care sunt împreună cu noi. Te rog, Doamne, te rugăm să te atingi într-un mod deosebit de viața lor. Dă-le putere să facă rugăciuni prin Duhul, Doamne, și Tu să le răspunzi, Doamne, la toate întrebările, la toate frământările, la toate dorurile lor și cât mai repede, Doamne, să intre în această părtășie, în această biserică răscumpărată prin sângele Tău, ca să poată să întindă și ei mâna, să aibă bucuria aceasta de a mânca din trupul Tău, Doamne. Te rugăm, Doamne, ia aminte la rugăciunile poporului Tău și îți mulțumim că vei face lucrul acesta. Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, a dat ucenicilor, a dat bisericii pâinea și a spus, mâncați din ea. Invit pe frații care sunt rânduiți pentru lucrul acesta să facă, iar noi să rămânem în Duhul rugăciunii. Rugați-vă, mulțumiți-i, iertați, cercetați, binecuvântați, și mulțumiți lui Dumnezeu că avem harul acesta a comuniunii împreună a face lucrul acesta. Ca toți aceia care ați aveți pâinea în mână să vă ridicați în picioare înaintea Domnului. Sunteți o imagine atât de minunată, atât de glorioasă, o imagine a oamenilor răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul ne învață și spune, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a spus, mâncați toți din pâinea aceasta. Vă invit să luați loc. Cea mai completă rugăciune o găsim la masa Domnului. În același timp, la masa Domnului,
ne amintim într-un mod special că acolo pe crucea din mijloc Domnul Iisus Hristos, din trupul Lui slăvit de Dumnezeu, o curs sânge de Dumnezeu, sfânt sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Păcatele noastre sunt acoperite în sfânt sângele Domnului Iisus Hristos. La masa Domnului putem să realizăm lucrul acesta, să mirosim. La masa Domnului putem să vedem. La masa Domnului putem să pipăim acest lucru. La masa Domnului putem să fim conștienți că sfânt sângele Domnului Iisus Hristos realizat sau văzut prin acest rod al viței din pahar, ne amintește de sângele curs din trupul slăvit al Domnului Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Și poți să spui: mulțumesc frumos, Doamne! Mulțumesc frumos, Doamne, că Te-ai dăruit nouă! Mulțumesc frumos, Doamne, că mi Te-ai dăruit mie! Și astfel eu să beau din El. La masa Domnului, atunci când priviți paharul acesta, paharul acesta ne amintește că noi am intrat într-un nou legământ cu Dumnezeu. Și orice legământ are un semn. Iar noul legământ în care am intrat noi este semnul acesta. Că eu sunt un nou legământ, sunt relegat cu Dumnezeu prin sfânt sângele Domnului Iisus Hristos. Doamne, Te rugăm să binecuvintezi rodul viței din acest pahar. Și Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos care a murit, a înviat și stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Îți mulțumim pentru sângele care s-a dăruit pentru noi, ca noi să avem viață. Îți mulțumim că astăzi ne inviți la masa Ta să bem din acest pahar, să bem din rodul viței Tale, ca să avem viață. Și această viață să o avem din belșug. De aceea Te rugăm, binecuvintează paharul acesta și Îți mulțumim că avem harul acesta să ne împărtășim cu pâinea și cu vinul acesta care ne amintește de trupul Tău și de sângele Tău dăruit nouă oamenilor. Îți mulțumim. Amin. Toți care aveți un pahar în mână, vă invit să vă ridicați în picioare. Îl vedem, îl simțim, îl mirosim. Și glasul cuvântului Dumnezeu spune: beți toți din El. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Îți mulțumim că ne-ai făcut cinstea aceasta să ne inviți la masa Ta. Îți mulțumim că am putut să comemorăm împreună, Doamne, moartea, învierea și înălțarea Ta la cer. Te glorificăm și Îți binecuvântăm numele Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Și spunem: fie ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie cu această biserică și cu toți răscumpărații Tăi, de acum și până în veșnicie. Amin. Yeah.